Preotul paroh Vasile Strat de la Biserica cu Hramul Sfântul Dimitrie din cartierul Muncitoresc și Consiliul Eparhial a organizat recent o campanie umanitară destinată copiilor săraci de la maternitatea cu Zavodă din Iași. Perioada nu numai de acum, de la începutul anului, am încercat împreună cu Consiliul Parohial, cu Comitetul Parohial, să desfășurăm câteva activități cu caracter social-filantropic, cum a spus și dumneavoastră. Mergând la o parte din familie nevoiașe, nu numai din parohia noastră, ci și din alte parohii. Ați observat dumneavoastră atunci când am fost la Valea Ursului, după aceea am în comuna Oniceni, la o parte din familie din, chiar de aici din parohia noastră și acum recent, de câteva zile, am făcut o colectă importantă pentru maternitatea cu Zavodă din Iași. La Iași au fost transportate 76 de pachete cu îmbrăcăminte pentru nou-născuți și pentru mame provenind din familii foarte sărace. Acolo ne-am dus în jur de 76 de costumașe pentru copiii nou-născuți, tot proveniți din familie nevoiașe. Hăinuțele acestea sunt noi? Sau? Da. Majoritatea, cam 90% au fost noi, celelalte, chiar dacă au venit din donații, au fost tot noi, care nu au fost purtate, dar nu le-am achiziționat noi, nu le-am cumpărat noi, deci, de la parohii. În general, care este categoria socială care este dispusă să contribuie la aceste donații? Sunt neapărat oamenii cei bogați sau și oamenii? Vă spunem sincer, pentru că noi apel nu prea facem prin telefon să-i anunțăm. De obicei, în biserică, după Sfânta Liturghie, cel puțin familia mea, și-ați cunoscut și băiatul, el se implică foarte mult, fiind absolvent al Facultății de Teologie, mai bine informat cu tehnica aceasta modernă și urmărește toate nevoile, cum v-am spus, nu numai din parohia noastră, ci și din alte localități. Donațiile provin de la inuriașii din parohie și de la câteva societăți comerciale din Roman. Deci majoritatea, să știți că sunt cei de pensionari din parohia noastră, oameni care nu au venit așa de mare, dar nu înseamnă că nu sunt și din cei care au posibilități mai bune, care ne ajută. Societățile comerciale din parohia noastră trebuie ceva, că aveți aici alături Lidl? Nu. Deci, societăți comerciale, ca să vorbim, așa avem Peneș Curcanu, care ne ajută foarte mult, și Dorivi, domnul Vaslic Murărița. Deci ei sunt cei mai implicați în activitățile noastre. Cam pentru câte persoane ați dus și cum au primit mamele aceste ajutoare? Da, n-am putut distribui direct noi, pentru că nici nu este de competența noastră, nici nu suntem noi în măsură să mergem să intrăm în maternitate, ci avem acolo un coleg de-a nostru, un părinte de maschin, care se ocupă, părintele de la capela spitalului din Iași, la maternitate. Preotul paroh Vasile Strat are în pregătire și o colectă de ajutoare pentru mamele sărace care nasc la maternitatea din Roman. Din nou, săptămâna viitoare, am luat legătura cu cineva de la noi, de la secția de maternitate de aici din Roman, și o să ducem o parte și pentru acolo, dar o să păstrăm mai mult la noi, la parohii, pentru că n-au un loc de depozitare acolo și când o să fie nevoie, apelează la noi și noi o să fim atenți să ducem atunci când este nevoie. Nu, noi am colectat și alimente, să știți, și chiar îmbrăcăminte, nu numai pentru cei nou-născuți, am dus și pentru cei de acasă, de ai lor. Noi am spus și am dus pentru cei mici, pentru cei nou-născuți, dar au fost și hăinuțe pentru cei mai mari. De astea nu le-am luat în considerare, pentru că obiectivul nostru a fost pentru cei mici.
Campania Amintită a fost organizată cu binecuvântare în alt preasfințitului Ioachim Băcăuan, arhiepiscopul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Campania aceasta nu este singulară. Preotul, cu sprijinul enoriașilor săi, a organizat campanii similare la Valea Ursului, unde a adus nu doar îmbrăcăminte, încălțăminte și alimente, ci și lemne de foc unor familii pe care le-a cumpărat din banii săi. De asemenea, părintele, cu ajutorul unor sponsori, a oferit și premii în bani copiilor săraci premianți, care au primit câte 500 de lei la sfârșitul anului. Părintele Vasile Strat se află în plină campanie de colectă de ajutoare umanitare, care urmează a fi dirijate de data aceasta pentru câteva familii sărace din cartierul Mihai Viteazu. De remarcat că enoriașii care au adus donații la biserică nu sunt foarte avuți, ci sunt oameni obișnuiți cu venituri modeste, dar extrem de generoși.